Bună, dragilor! O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei ulcici. Ulcica roșie, ulcica verde și ulcica neagră. Aceasta este o variantă pentru o etalare pentru ziua de mâine, 11 mai. Să vedem cum va fi ziua de mâine, 11 mai. Și o să încep cu ulcica roșie. Să vedem cum va fi ziua de mâine, 11 mai. Pentru cei care ați ales lucica roșie. Bun. Ce pot să vă spun este că veștile, în primul rând, la dumneavoastră se lasă foarte așteptate. Mâine, probabil, nu aveți foarte multe lucruri de rezolvat, dar să vedem totuși. Avem aici niște șoricei. Iar acești șoricei, vă spun că vei găsi ceea ce ai pierdut. Deci mâine veți găsi, dacă ați, vezi ceva ce ați pierdut și vă pare rău după acel lucru sau ceva, acel lucru îl veți găsi. Sau dacă v-ați despărțit de mult timp de o persoană, de ceva timp, nu chiar de, exagerat de mult timp, de o persoană dragă, o persoană iubită, mâine probabil vă veți reîntâlni și vă veți reîmpăca. Mai avem aici o ancoră, care văd că și această ancoră ne arată stabilitate, succes în iubire și ești iubit. Deci, pentru cei care v-ați despărțit de persoana iubită, mâine clar veți lua legătura cu persoana respectivă, vă veți întâlni din întâmplare, veți primi un mesaj, nu știu, ceva va fi, dar urmează o împăcare între dumneavoastră și acea persoană. Să vedem ce mai putem afla. Da, mai avem și un îngeraș. Deci se pare că mâine aveți lucruri bune și frumoase. Ceea ce este foarte bine. Da? Mâine îngerașul vă spune că fericirea pe care ți-ai dorit-o te așteaptă. Deci e foarte bine, foarte frumos. Să vedem alte imagini. Da, cred că pentru mâine doar atât au vrut să vă spună cărțile, că mâine veți avea o zi plină de fericire, plină de iubire, ceea ce este foarte bine și foarte frumos. Dar mai avem aici totuși un cocoș. Da? Iar acest cocoș ne spune că te vei trezi dintr-un somn dulce în activitate. Deci dacă ați avut o perioadă în care ați stat așa un pic mai liniștiți, poate și din cauza perioadei în care ne aflăm, probabil cu locul de muncă ați fost un pic așa mai lejeri, probabil că acum veți fi chemați la locul de muncă și
începeți munca și atunci sunteți un pic mai în activitate. Dar oricum ar fi, este de bine. Deci nu aveți nimic care să prevestească ceva rău pentru ziua de mâine. Deci va fi o zi frumoasă, o zi plină de fericire, de iubire. Deci să sperăm că totul va fi mult, mult mai bine decât vă spun eu. Da, cam atât am avut de spus pentru această variantă de la Ultica Roșie. Știu că sunt puține informații, însă cred că sunt cele mai esențiale pe care dumneavoastră trebuie să le știți. Deci, sper să nu vă supărați pentru că sunt puține informații, dar de pe o zi pe alta nici nu pot fi exagerat de multe informații. Da? Nu putem schimba lumea în 24 de ore. Bun. Cam atât am avut spus pentru ulcica roșie și voi trece la ulcica verde. Să vedem cum va fi ziua de mâine. Deja au început cărți, vor să iasă. Și atunci le și scoatem. Așa. Să vedem cum va fi ziua de mâine, 10 mai, pentru cei care au ales ulcica verde. Da? Așa. La dumneavoastră, imaginile au început să se formeze. Înseamnă că trebuie să știți ceva. În primul rând, la dumneavoastră a ieșit o potcoavă, iar această potcoavă vă spune că dorința ta va fi împlinită. Deci, dacă v-ați dorit ceva foarte mult, mâine este posibil ca această dorință să vi se îndeplinească. Mai avem aici, am văzut în așa mai repede, un peștișor, care și acest peștișor spune că mâine veți avea noroc, atât material cât probabil chiar și spiritual. Veți avea noroc, dar pentru unii dintre dumneavoastră este un noroc special pe mare, pe apă. Deci, probabil că mâine o parte dintre dumneavoastră veți pleca la un drum undeva peste o apă și veți avea noroc. Deci, acolo unde veți pleca, dacă veți pleca mâine peste o apă, să știți că este cu noroc. Acea plecare este cu noroc. Ceea ce este foarte bine. Să vedem altceva dacă mai putem afla.
Mă văd acum, am văzut că mai aveți aici și un copil. Iar acest copil vă spune că mâine o nouă prietenie este posibilă. Deci mâine este posibil să vă faceți o nouă prietenie. Ceea ce este frumos. Se pare că ziua de mâine este destul de frumoasă și pentru dumneavoastră, cei care ați ales varianta Olcica Verde. Și mă bucur acest lucru, că aflăm doar vești frumoase și vești bune. Altceva, cărțile nu... Ba da, mai ne spun. Mai avem aici și o floare, da? Iar această floare ne spune că fericire foarte mare. Mâine veți avea o fericire foarte, foarte mare. Ceea ce este foarte bine. Deci mâine sunteți în câștig, în fericire. Deci ce vă puteți dori mai mult de atât? Deci chiar îmi plac cum au ieșit cărțile, deoarece și la prima variantă și la a doua văd că au ieșit destul de bune și destul de frumoase. Sper să fie așa în continuare și să aveți parte doar de lucruri bune și de fericire. Da, cam atât au vrut să ne spună cărțile și pentru dumneavoastră. Sunt suficiente informații pentru asta, liniștiți, pentru ziua de mâine. Și e bine dacă totuși vi se par puțin aceste informații, să le notați pe o foaie de hârtie și să le citiți și să vedeți din când în când, în funcție de ceea ce faceți, ce anume s-a îndeplinit și ce nu. Și voi trece la Ulcica Neagră. Da? Așa. Să vedem cum va fi ziua de mâine, 11 mai, pentru Ulcica Neagră. Da, și aici deja s-a format o imagine. Avem un stârc, iar acest stârc spune că în viața dumneavoastră vor avea loc noi începuturi și chiar schimbări. Posibil mâine o schimbare de reședință. Probabil vă mutați, probabil plecați la muncă în altă parte, dar este o schimbare. Indiferent de situație, că e de casă, că e de muncă, mâine este o schimbare. Și este o schimbare benefică. Pentru cei care doresc acest lucru, să știe, este o schimbare benefică. Văd că mai avem aici și un buchet de flori, care ne spune că acest buchet vrea să ne spună că veți avea o pierdere, dar doar temporară. Și după vor urma câștiguri. Probabil că acolo unde mergeți, vi se pare, aveți impresia că în cazul în care plecați undeva în străinătate, da, vă despărțiți pe o perioadă de familie, probabil. Sau lăsați casa unde ați stat și, e clar, acolo aveți niște amintiri și vă aduceți aminte ce bine a fost în casa aia, cum a fost, ce ați trăit și așa mai departe.
Dar astea trec pentru că noua casă sau noul loc de muncă va fi cu câștiguri, va fi foarte bine, foarte frumos și nu e cazul să stați să vă aduceți aminte de lucrurile care au fost. Mai avem aici o pâine. Iar această pâine vă spune că veți avea parte de îndeplinirea dorințelor. Deci exact ce spuneam, da? Vor fi doar lucruri frumoase în viața dumneavoastră, ceea ce mă bucur că mâine începeți să văd că toate trei variantele au ieșit foarte bine, ceea ce mă bucur pentru dumneavoastră. Mai avem aici și niște șoricei, care și acești șoricei, chiar dacă uneori șoarecii înseamnă pierderi și ăsta, mâine, pentru dumneavoastră, să știți că nu sunt pierderi, chiar din contră, veți găsi un lucru pe care l-ați pierdut sau o persoană pe care ați pierdut-o, de care v-ați despărțit, mâine o veți reîntâlni sau veți relua legătura sau și veți începe o nouă etapă din viața dumneavoastră. Adică e ceva frumos, nu e ceva rău. Mai aveți aici un cavaler. Care acest cavaler spune că mâine posibil să aflați vești care vă vor dezamăgi. Deci mai aveți și veți fi dezamăgită, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămâneți triști când aflați veștile respective. Trebuie să vă gândiți că viața merge înainte și păcați să stricați bucuria pe care o veți avea pentru niște dezamăgiri. Lumea oricum ne dezamăgește de la o zi la alta, prin vorbe, prin fapte, deci nu ar fi nimic, nu cred că ar fi ceva straniu sau ceva o noutate. Așa de asta. Aici, din câte văd, s-au mai format niște imagini și anume un șarpe și o coasă. Iar să le luăm pe rând. Și șarpele vă spune că să fiți atenți, mai ales dacă faceți o tranzacție în sensul că vindeți sau cumpărați ceva, să fiți atenți să nu fiți înșelați. Pentru că dacă sunteți atenți, nu veți fi înșelați, pentru că poziția șarpelui e o poziție pozitivă, nu e una negativă. Doar vă avertizează să fiți atenți. Deci, cu atenție puteți depăși acel moment. Iar această coasă vă spune să fiți atenți la ceartă. Pentru că coasa, da, dacă nu sunteți atenți, acolo se poate și acolo se poate termina negativ. Deci vă avertizează, nu neapărat că se și întâmplă. Doar vă avertizează să fiți atenți. Dacă sunteți atenți, lucrurile se pot termina bine. Mai avem aici lemne de foc, care și aceste lemne de foc ne dă o stare bună de sănătate mâine, ceea ce e foarte bine. Deci mâine puteți trece peste ziua de mâine cu bine, dacă sunteți puțin atenți, atâta timp cât și starea de sănătate mâine este bună, nu ar trebui să aveți motive să stricați ziua pentru neatenție. Bun, mai avem aici și o vulpe care și această vulpe la fel este pozitivă, nu e negativă și în sensul că vă spune că o falsitate va fi dezvăluită. Deci vi se va dezvălui o persoană care v-a mințit, o persoană care v-a înșelat. Deci lucruri foarte negative nu aveți mâine dacă sunteți puțin atenți. Deci cu atenție puteți lucrurile să le treceți ușor cu vederea, pentru că dezamăgirea oricum o aveți de la zi la zi și nu va fi o dezamăgire așa mare. Mai avem aici și un măr, iar mărul ne spune că veți avea parte de câștiguri.
Deci, exact ce am spus. Dacă sunteți puțin atenți în cazul în care faceți o tranzacție, cumpărați sau vindeți ceva, veți avea parte de câștiguri. Dacă nu sunteți atenți, asta e. Deci, și cărțile până la final ne-au confirmat acest lucru. Deci, pentru că aveți parte de câștiguri și îmi dau seama că mulți dintre dumneavoastră care vedeți acest videoclip, mâine o să fiți cu ochii în patru și atunci o să aveți parte de câștiguri. Ceea ce mă bucur dacă luați asta în calcul și mâine veți fi cu câștiguri și cu bucurie. Să vedem dacă mai avem alte imagini. Nu, deci astea au fost imaginile și cred că au fost suficiente informații pentru 24 de ore, pentru ziua de mâine. După vedem ce se va mai întâmpla în continuare, pentru că în fiecare zi voi face etalări pentru ziua următoare și dumneavoastră puteți să vă luați informațiile de care aveți nevoie. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să dați un like, să vă abonați la canal în cazul în care nu sunteți deja abonați și să apăsați clopoțelul pentru a primi noutăți. Vă mulțumesc! La revedere!